Sunteți cea mai activă echipă pe piața transferurilor acum, în perioadă. Da, e adevărat, profităm de o situație neplăcută din partea altui club, în sfârșit știți foarte bine, și am luat câțiva jucători, ne trebuiau într-adevăr, sunt jucători care sunt deja, care cunosc fotbalul bine, evident, cu fotbalul românesc, sunt jucători care au jucat, deci nu avem niciun fel de problemă din punctul ăla de vedere. Evident că vreau să cred că ne vor ajuta în mod concret și că Flavius va fi inspirat și vom obține cu toții rezultatele pe care ne le dorim, adică rezultate care să ne permită să ieșim din zona, adică să nu retrogradăm practic, să va fi greu să evităm într-adevăr play-out-ul, dar eu știu să încercăm să ne salvăm, să evităm această retrogradare. Deci da, activi mai Mura fi... și Vlăduț Morar rezolvați, Robiso are o situație mai... Da, e o situație mai, da, să vedem, o să mai așteptăm câteva zile, dar dacă cei doi când vor veni vor fi apți, vor putea juca, depinde de Flavius, el face echipa, el știe ce are, el evident va fi cel care va decide. Bine că sunt, pentru că oricum aveam probleme oricum de lot, din păcate Desiree s-a accidentat, în sfârșit avem probleme cu Tomozei, care știți foarte bine s-a accidentat, avem probleme de nu s-a dat nici fault, acum o să, nu e momentul, dar o să revenim și asupra acestor decizii arbitrare care sunt, într-adevăr, încep să fie din ce în ce mai multe nefavorabile lui Dinamo. Nu, eu am spus că nu vreau să caut pretexte sau motive pentru eșecurile noastre, dar totuși o mai mare atenție din partea arbitrilor când arbitrează pe noi, pentru că văd că se întâmplă cam des greșelile astea. Dar și noi, într-adevăr, trebuie să fim un pic mai atenți, mai responsabili și să nu mai avem asemenea probleme în timpul meciului, pentru că nu ne putem permite asemenea lucruri, să rămânem în 10-9 oameni cu așa mare ușurință. Da. Până și Iuliu Mureșan, că la un moment dat se zvonise că se gândește la o plecare spre Cluj. Da, Iuliu nu, bineînțeles, a fost un moment în care ne-am strâns cu toți, am vorbit și, bineînțeles, Iuliu rămâne, este o persoană care lucrează foarte bine, eu am o colaborare foarte bună cu el, toți evident uniți pentru a salva clubul de la retrogradare. Este cel mai important lucru. Deci aici cam asta e totul. Deci nu vreau să dau loc interpretărilor ce să spune în presă. Nu are rost. Are un rol important. Ia niște decizii care pot poate pe anumite persoane, în general, suporteri, poate supăra, dar o face cu mare profesionalism și de bună credință. Și ăsta este fotbalul. Nu totdeauna poți să mulțumești pe toată lumea, să zic, nu poți să mulțumi pe toată lumea deciziile pe care le luăm. Deciziile trebuie luate, s-au luat deciziile astea și... Dar, repet, Iuliu este alături de echipă, e alături de noi. Mai optimiști sunteți acum. Da, suntem mai optimiști, într-adevăr, după acest punct cu greu, obținut împotriva unei foarte bune echipe, o echipă fizică, solidă, am văzut o echipă foarte puternică. Am avut și un pic de noroc, iată că ne mai trebuia și noi un pic de noroc. Am făcut un meci de sacrificiu, băieții trebuie să fie obișnuiți să sufere până la minutul 95-96, să fim, bineînțeles, mult mai atenți. Am văzut o echipă mult mai compactă, ceea ce mi-a plăcut foarte mult. Și e un punct care ne dă, într-adevăr, cred că mai multă încredere băieților. Acum ne așteaptă un meci extrem de greu cu cei de la Gaz, foarte greu vineri, și dar trebuie câștigat cu orice preț. Nu mă interesează cum, dar trebuie câștigat acest meci și să luăm neapărat aceste 3 puncte pentru a, să zic așa, pentru a avea mai mult curaj în viitor, pentru a avea mai multă încredere, pentru că victoriile îți dau putere și încredere. Eu nu cunosc altă rețetă decât victoria în fotbal și în sport în general.